Păi ce faceți? Îmi dați diploma înainte lui Graur? Da, vreau să-i mulțumesc lui Dadi Graur pentru faptul că practic el m-a dus la, la redacția Sport. Fără el, cred că și acum citeam anunțuri cu cățelușa Puffy care s-a pierdut. Bun, n-aș fi plecat niciodată din televiziune. N-aș fi plecat niciodată din televiziune dacă nu se pierdeau drepturi la competiții sportive. Îmi doresc din tot sufletul ca televiziunea să redevină ce a fost înainte de acel val de, să zicem, oameni care au uscat iarba sub ei. Să redevină televiziunea puternică, care să aibă bani și să poată achiziționa programe puternice. În rest, mulțumiri și la mulți ani.